Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea în care încercăm să alegem pentru dumneavoastră știrile cele mai relevante pentru viața noastră. Recep Erdogan a câștigat ieri turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Turcia și va conduce statul încă 5 ani, potrivit anunțului făcut de șeful Înaltului Consiliu Electoral de la Ankara. În timp ce liderii politici de pe tot mapa mondului îl felicită mai mult sau mai puțin călduros pentru realegere, președintele turc este avertizat de presa străină că l-așteaptă un mandat complicat. Pentru început să urmărim un material pe această temă. Recep Tayyip Erdogan a câștigat alegerile prezidențiale din 2023 cu 52,14% din voturi în al doilea tur al scrutinului prezidențial. Candidatul Alianței Opoziției, Kemal Kılıçdaroğlu, a obținut 47,86% din voturi, conform datelor centralizate, după numărarea a 99,43% din voturi. Așadar, Erdogan va fi președintele Turciei pentru încă 5 ani. My distinguished and cherished friends, brothers and sisters, I greet all of you with my deepest regards. The second round of the presidential elections have been completed with great participation of our nation. Mii de simpatizanți ai președintelui s-au adunat și în fața Palatului Prezidențial din Ankara pentru a celebra victoria. Totodată, după aflarea victoriei, Erdogan le-a mulțumit celor care l-au susținut. I would like to thank my great nation who has allowed us to enjoy two feasts of democracy. I would like to thank every citizen who voted for the future of themselves and their children and who showed their will. Thank you so much. Victoria lui Erdogan ar putea consolida conducerea unui lider care a transformat Turcia, modificând statul secular fondat în urmă cu 100 de ani pentru a se potrivi viziunii sale conservatoare, întărindu-și în același timp puterea într-o direcție despre care criticii spun că este un marș spre autocrație. Votul a fost văzut ca unul dintre cele mai importante de la crearea statului turc modern în urmă cu 100 de ani. Despre ce implicații geostrategice are rezultatul alegerilor de ieri din Turcia, dar și despre alte dosare fierbinți de politică externă, vom discuta în această seară cu domnul Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe al României, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea cu care a acceptat invitația noastră. Bună seara. Mulțumesc și bun venit la Metropola TV. Mare plăcere. Domnule ministru, cum comentați așa la prima mână rezultatul alegerilor de ieri din Turcia, un rezultat care pe unii a uimit, mai ales corelând cu informațiile date de sondajele de opinie din perioada preelectorală, dar pe de altă parte o victorie așteptată, dar cea mai greu obținută de Erdogan la cel puțin la ultimele scrutinile, pentru prima dată când a existat un al doilea tur al alegerilor. Da, însă de foarte multe ori, cam întotdeauna când e vorba de alegerile pentru președinte, evident că bătăliile sunt foarte strânse și nimeni nu are mai mult de 52-3 maximum ca să ajungă într-adevăr să fie președinte. Sunt și foarte multe partide și desigur că fiecare încearcă să își sprijine candidații lor. Deci, de la acest punct de vedere, președintele Erdogan este o personalitate foarte interesantă și care a făcut un salt extraordinar în Turcia, pentru Turcia, pentru cetățenii săi, de la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani când lucrurile s-au desfășurat destul de dificil. Dacă vă uitați puțin, în anul acesta, Erdogan, din punct de vedere la relațiile internaționale, vorbim absolut acum, era mediator între Rusia și Ucraina. Sigur, dădea și la ruși, dădea și la ucrainieni,
Și sunt foarte multe lucruri care s-au făcut tocmai din asta. De exemplu, exportul de cereale pentru țările mai puțin dezvoltate. Toate aceste lucruri au fost sub, în mare măsură, prin viziunea lui Erdogan. El este are o anumită trăsătură. Este suveranist. Deci este un politician care vrea să-și producă și să-și facă, într-adevăr, politica pentru țara lui. Deci e departe de ideile cu Uniunea Europeană, că trebuie să facem toți, că ne-a zis de la Bruxelles să mutăm. Nu, el e suveranist. Și fiind suveranist, trebuie să recunoaștem că are în același timp și posibilitatea foarte mare, pentru că Turcia e o țară mare. Vă spun cu tot respectul, am mai fost și eu când am mai fost... Ați văzut perioade, ceva țări la... Am mai fost pe acolo. Sunt oameni foarte muncitori. Sunt foarte mulți turci în străinătate, numai milioane, numai în Uniunea Europeană. Sunt vreo 95 de milioane, 90, 95 de milioane de turci. A fost mare imperiu, totuși. Un mare imperiu și oamenii sunt foarte, cum să spun, aplicați, respectuoși. Și în această perioadă s-au făcut niște lucruri extraordinare, cu canalul care s-a făcut. A fost o singură chestiune, un hop care a creat probleme foarte mari, a fost cutremurul, care, într-adevăr, a creat foarte mari probleme, dar eu sunt convins că vor reuși să meargă și înainte. Eu personal am văzut că ce s-a întâmplat, care e relația între România și Turcia. Deci noi aveam la Craiova, aveam Fordul, dacă vă spune ceva. Da? Nu avem. Da. Nu mai avem, că este la turci. L-au luat turcii. Așa. Deci, pur și simplu, se vede că Turcia, la ora actuală, este o țară capabilă să se extindă și dincolo de frontierele pe care le-am avut. Astea toate sunt, să zicem, lucrurile care se întâmplă acum, așa, în același timp. Dar trebuie să înțelegem că sunt și lucruri istorice. Relațiile României cu Turcia sunt niște relații de... Vindând negura veacurilor. De sute de ani. Și pe de altă parte trebuie să mai recunoaștem și încă un lucru. În fine, până la urmă, eu o spun direct, cea mai mare relație economică, în afară de țările în Uniunea Europeană, numărul unu este Turcia. Dacă vă uitați de asemenea, o poartă extrem de importantă pentru România și pentru multe alte țări, este strâmtoarele Bosfor și Dardanele. Sunt tot ale potrivit tratatului de la Lozan, deci convenției de la Lozan. Deci există, e o țară care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o țară prietenă, foarte apropiată și care să fie în măsură să discute, să caute, să găsească soluții, pentru că nu trebuie să stăm doar într-un cuib în care cel de la, sau doamna respectivă spune, duceți-vă înainte. Noi trebuie să avem și noi capacitatea să ne gândim, mergem înainte, o luăm mai spre dreapta, mai spre stânga. Aceste lucruri trebuie să le înțelegem și noi. Iar relațiile noastre între România și Turcia sunt relații extrem de importante pentru mine. Dacă vă uitați în Marea Neagră, în afară de Federația Rusă, care evident că în Marea Neagră are cele mai multe nave, dar dacă vă uitați, Turcia-România sunt tandemul care are posibilitatea să stabilească pacea acolo. Spuneați despre domnul Erdogan și pe bună dreptate că este un suveranist, dar în această componentă cât de mult contează, cât de mult este, de exemplu, islamist, pentru că comentatorii și, în general, cei din partea vestică așa, îl pun cumva în antiteză cu principiile lui Kemal Atatürk. Deci cu statul secular versus statul islamist, care, mă rog, nu este el chiar islamist, dar oricum are aceste accente. Astea nu cumva împietează asupra percepției restului Europei, asupra acestei zone? Deci, Republica Turcă de câteva sute de ani, bineînțeles că a parcurs un teren foarte important. Și lucrurile s-au schimbat de la ce a fost la Republica, când s-a creat Republica Turciei, tot ceea ce este altfel astăzi în realitățile pe care noi le trăim astăzi.
Și din acest punct de vedere, eu cred că e foarte clară treaba. Nu e numai politică, nu e numai economie, mai este și istoria lor care o au și care țin, au credința lor, biserica lor, mă rog, musulman și așa mai departe. Deci se creează o țară tampon care constituie de fapt un adevărat pod între Europa și Asia Centrală. Asta e marea, cum să spun, marea posibilitate pe care o are Turcia. Pentru că ea este jumătate în jumătate. E cu un picior în Europa și cu celălalt picior în Asia. Și la propriu și la figurat. Și la propriu și la figurat. Nu e doar așa. Deci este într-adevăr o țară care are capacități. Sunt oameni mulți, au plecat și ei în diferite țări. Și e adevărat, cred că în Germania sunt vreo 1,5 milioane de turci acolo. Nu, probabil mai mult. Mai mult? Mai mult, mai mult. Mai mult? Păi s-ar putea să fie vreun 1,000,000 de români. Iar mă rog. Turcii sunt o minoritate de mult consacrată pe meleagul. Dar cu toate acestea este foarte bine înțeles că pentru Erdogan, el a făcut din Turcia în acești ani, 4-5 ani, care în ultima perioadă a fost în președinție, într-adevăr a făcut din Turcia unul din cei mai importanți oameni politici, nu numai în zona noastră, dar la nivelul lumii. Sigur că există și alții care, păi așa e în democrație. Unii sunt pentru, unii sunt contra. Deci astea există. A fost și o bătălie, dacă vă mai aduceți aminte, de un mare, domnul Gülen se numea, când au fost bătălii mari. Și prima campanie electorală prezidențială. Au fost bătălii și eu cred că ele au continuat și acum, pentru că s-a făcut tot timpul când se făceau exit polurile, se vorbeau că cine era, că era celălalt, că era pe locul 2 Erdogan și așa mai departe. Ceea ce nu era adevărat absolut deloc. Probabil se credea că lumea vine să treacă și să devină mult mai interesată de ce s-a întâmplat, mai ales că sunt niște probleme care trebuie să... Eu sunt convins că președintele Erdogan va găsi soluțiile. Sunt două soluții. Trebuie, în primul rând, construcțiile, reconstruirea pentru ceea ce s-a întâmplat din punctul de vedere al cutremurului și, doi, problema cu lira turcească. Aceste două lucruri trebuie să fie, într-adevăr, elementele cele mai importante pentru dânsul atunci când vorbim despre Turcia și atunci când și noi vedem că acești oameni, ca așa cum v-am mai spus, cred că de 3 ori, sunt oameni foarte serioși și muncitori. Mult mai mult și pentru noi, într-adevăr, Turcia trebuie să fie unul dintre cei mai buni parteneri ai noștri din această zonă. Da, uitați, nimeni nu poate să conteste faptul că Erdogan are o presă proastă în vestul Europei, în general. Ziariștii nu prea îl iubesc. Dar eu am fost foarte atent, am urmărit mesajele primite după realegere, deci după confirmarea rezultatului, care au venit începând de la Joe Biden, toți liderii europeni, nu este niciunul care să nu-l felicite. A, bineînțeles. Cum să spun, deci, dacă ai de-a face cu un dictator, să spunem, sau un personaj care nu respectă regulile jocului democratic, așa cum spune presa, nu știu, mă gândesc că poți să te și abții, adică nu scrie nicăieri că ești obligat să-l felicit. Cu toate astea, absolut toată lumea a felicitat și în termen cordial, mă rog, nu știu, entuziaști, da, dar am fost, de exemplu, foarte atent la mesajele de la Putin și de la Zelenski, care sunt oarecum cam în aceeași notă. Adică, deși lumea speculează că este prieten mai mult cu Putin și că... Nu, el e mediator, într-adevăr. Știu, da, cine nu-l înghite pe Putin ar vrea ca nimeni nici măcar să nu vorbească cu el. Nu există noțiunea. Da. Mediator egal prieten. Da. E, într-adevăr, și pentru Turcia e o poziție foarte dificilă, pentru că suntem într-o zonă a Mării Negre, unde lucrurile nu se desfășoară foarte bine. Ei sunt nevoiți să negocieze nu doar prin statutul lor de putere regională, ci și geostrategic acolo. Acolo avem și el are o cheie, are un loc foarte important. Turcii au un loc important din punctul de vedere al strâmtorilor. Și nu e vorba numai de chestiuni militare. E vorba și de chestiuni economice. Absolut. Păi, drumul cel mai scurt de a veni din Asia Pacific în Europa
poate să treacă mult mai bine și mai rapid, inclusiv prin Marea Neagră, dar asta trebuie să treacă prin Bosfor și Dardanele, care vin la Constanța și dacă vă uitați, la Constanța este cel mai mare port din Europa, pentru că Dunărea vine la țărmul și spală nisipul și are posibilitatea să vină vase foarte mari, iar mai departe poți să te duci pe canalul Dunărea înspre vestul Europei. Ceea ce câștigă economic cei care sunt oameni care se ocupă de comerț, pierd 20-30% învârtindu-se pe lângă întreg, prin Africa, până Africa și până Rotterdam ca să vină acolo și din Rotterdam să transporte, să ne dea, să le distribuie în țările noastre. Dar din punctul ăsta de vedere, România poate să fie și trebuie să fie. Ceea ce îmi pare rău, mie cel puțin, cred că nu o facem suficient pentru ca acest port Constanța să fie într-adevăr un loc cheie în ceea ce privește relația celorlalte țări din afara Uniunii Europene. Și acest lucru se poate face, se poate face foarte simplu. Nu înțeleg de ce nu căutăm să încercăm să facem acest lucru. Sigur, e o presiune și din cauza războiului. Asta e adevărul, să putea face poate mult mai multe. Vom reveni la subiectul portului Constanța puțin mai târziu, pentru că vreau să epuizăm totuși subiectul cu Turcia. Acum am văzut o reacție interesantă din partea domnului Manfred Werner, președintele Partidului Popular European, care a cerut într-o declarație oficială să îi se retragă Turciei oferta de aderare la Uniunea Europeană. Declarația nefiind foarte agresivă, dar în ideea numai, de ce să ne mințim? Că nu vrem nici noi, nu vor nici ei, nu mai bine să avem niște relații bune fără să fim împreună în Uniunea Europeană? Și acum întrebarea este, oare chiar Turcia își dorește să adere la Uniunea Europeană? Vreau să vă spun că au depus de vreo 20 de ani o scrisoare pentru a deveni membru al Uniunii Europene. De atunci, în continuare, lucrurile au mers atât de încet și nu era niciun entuziasm din partea turcilor să intre în Uniunea Europeană. I-a interesat foarte mult ceea ce s-a întâmplat și cu noi, cu cetățenii noștri care s-au putut duce la muncă în Uniunea Europeană sau în alte țări. Așa. Deci, se încearcă pe de o anumită parte că ar ezita și președintele Erdogan dacă ar fi într-adevăr hotărât să intre în Uniunea Europeană. Dacă este hotărât, poate să o facă oricând. Însă, în același timp, v-am spus că este un om care e mai mult suveranist decât altceva, internaționalist, ca să zic așa. Și eu consider că, din punctul meu de vedere, cred că nu îl va mai interesa acum, nu va interesa foarte mult problemele Uniunii Europene. De ce? Pentru că Uniunea Europeană are probleme foarte mari la ora actuală. Bani mulți care se dau, nu se știe de unde, foarte multe împrumuturi pentru războiul din Ucraina, pentru toate altele. Și toate aceste lucruri, când te uiți atunci la țările membre ale Uniunii Europene, cum e și România, atunci nu se poate face. Nu sunt bani, nu se pot face. Deci astea sunt lucruri care nu stimulează, de fapt, chiar și turcii sau alții, sau alte țări, țările balcanice, cine mai vor, sau Serbia, sau alții, cu toți care sunt. Încep să fie puțin mai atenți la aceste lucruri, pentru că, până la urmă, nimănui nu-i convine, fiind șeful unui stat, să vină să spună cineva acolo care este un funcționar la Comisie, la Comisia Europeană. Evident că lucrurile, dialogul nu o să fie foarte bun. Încercăm un exercițiu de imaginație, să presupunem că de mâine Turcia este membra Uniunii Europene și încercăm să-mi imaginez dacă noi acum îl considerăm, noi vorbind în sens foarte larg, Uniunea Europeană, îl considerăm pe Victor Orban un rebel, un politician suveranist, cum spuneați, pe cum ar fi Erdogan în interiorul Uniunii. Da, există poate și anumite paralele, ca să spunem așa. Sigur, e vorba de lideri și în Ungaria și în Turcia, de lideri care sunt cu adevărat hotărâți să facă ceva pentru oamenii, cetățenii pe care i-au ales.
Uitați-vă la ei cu mari greutăți și cu alte probleme. Unii încearcă să distrugă și conducta de gaze care venea în Ungaria până la urmă, ceea ce creează probleme enorme dacă se va ajunge până atunci, și cu mulți alții. Dar cu toate acestea nu poți să faci peste tot cu toată lumea. Fiecare are felul lui de a fi. Noi trebuie să fim o fel de confederație, să zic așa. Nu să fim un stat unitar în care toată lumea, să fiecare țară din Uniunea Europeană să fie membra acolo. Deci eu cred că la ora actuală Erdogan se gândește mai mult cu ochii spre Asia decât spre Europa, pentru că v-am spus că e un pod. Ei sunt podul între ei. Da, uitați că de Europa totuși îl leagă NATO. Și acum vă întreb, acum că este reales, cum va vota Turcia apropo de aderarea Suediei la NATO? Că până acum lucrurile nu prea... Nu, pentru că au fost probleme legate cu refugiații din Turcia. Da, care nu s-au rezolvat problema. Nu s-a rezolvat problema, nu. Nu s-a. Dar dacă vă uitați foarte bine la industria militară din Turcia, o să vedeți că sunt în top. Și ce au nevoie pot să facă ca și oricine altcineva, ca și americanii, ca și oricine. Totuși, cu toate astea, le ține la un, să spun, la un nivel care să nu dea ideea că Turcia este o țară agresivă. Iar dacă vorbim cu adevărat ce se va întâmpla în sistemul relațiilor internaționale, vreau să vă spun că la ora actuală, adevărul, ceea ce se ridică la nivelul mondial, este Asia și Asia și Pacific. Acolo sunt zonele unde va înflori sau vor fi alte probleme cu țările respective. Păi dacă vă uitați, sunt doar două țări, dacă vă spun, în Asia. China și India. E jumătate din populația globului. Acești oameni pot să lucreze orice. Au și resurse naturale. Și așa mai departe. Deci lucrurile se mută nu de la ceea ce avem noi, o băltuță așa, unde suntem aici la Uniunea Europeană și tot ne învârtim, ne crim unii cu alții, nu putem, nu puteți în Schengen, că mai trebuie, că mai dați, mai nu mai nu știu ce. În timp ce în celelalte țări lucrurile se mișcă. Și se mișcă și chiar și Statele Unite și altele sunt deja interesate, cu Australia, cu toate. Deci de aceea vă spun că într-adevăr, pentru Turcia, cred că cu un ochi și cu amândoi ochii se privește foarte bine și în ceea ce privește relațiile cu Asia și Pacificul. Da, uitați, o ultimă întrebare și epuizăm subiectul cu Turcia, cel puțin în seara asta. Și vreau să fac apel la experiența noastră importantă în cunoașterea unor sisteme electorale de până alte țări. În Turcia, în ciuda unei campanii foarte înverșunate și a unei bătălii strânse, am văzut foarte puține acuzații de fraudă, de influențare a votului. Mă rog, a circulat un filmuleț cu Erdogan în ziua votului, împărțind niște bagnote acolo care... Nu era un copil atunci care era și i-a dat un leu ca să-i... Am văzut-o și eu. Dar asta este cel mai grozav lucru care s-a găsit. Pe de o parte, deci că nu sunt... Și copilul nici nu poate vota, ca să fie clar. Că nu sunt contestate, că nu-i contestat rezultatul, iar pe de altă parte, un număr foarte mare de alergători prezenți la urne, cei drept în condițiile în care la ei votul este obligatoriu. Și întrebarea asta este, din ce știți și noastră, pare că asta este o soluție mai bună, pentru că subreprezentarea este una dintre marile probleme ale scrutinilor de la noi din țară, de exemplu. Da, sigur că trebuie să gândim și noi un sistem mult mai serios pentru alegeri. Pentru că dacă vedeți, toate alegerile care s-au întâmplat, din ce în ce, în loc să meargă în sus, merge în jos. În loc să ai lideri puternici, astăzi nu ai pe nimeni, e niciun partid care să iei într-o parte sau în alta. Se schimbă tot timpul, lucrează tot timpul. Deci, da, dar e foarte greu. Sunt și alte țări, mai e și Grecia, mai sunt și altele și trebuie să și plătești dacă nu votezi. Deci, sunt asemenea chestiuni. Dar în sistemul, să spunem, democrației occidentale, nu s-a acceptat niciodată ideea ca să fie obligatoriu la urne să vină populația. Deocamdată nu. Și eu cred că totuși în Turcia, cred că oamenii sunt și interesați, pentru că dacă, vă dați seama, dacă
votez cu cineva, votez cu cutare, votez cu cutare, deci are și el sentimentul că a condus cu ceva, a pus a și contribuit. El o cărămidă la ceea ce Turcia îl va face după ce va începe acțiunea președintelui Turciei. Spuneați un pic mai devreme, v-ați referit la Schengen și chiar voiam să vă întreb. Subiectul nu este de strictă actualitate acum, nu s-a întâmplat nimic săptămâna asta sau săptămâna trecută, din păcate. Dar după ce ne-a fost refuzată în decembrie aderarea, au fost multe voci care spuneau, domne, ok, Austria ne-a dat cu veto, de ce nu folosim și noi dreptul de veto în alte dosare să ne arătăm mușchii? Și asta este, în general, genul de reacție de suporteri din tribună, care, domnule, în tribună toată lumea știe ce trebuia să facă antrenorul ca să câștige meciul. Așa e, adevărat. Dumneavoastră aveți privilegiul că ați fost în teren și ați jucat la nivelul cel mai înalt. Deci puteți avea o părere mult mai avizată. Era oportună o astfel de abordare în politica externă a României? Să încercăm și noi să forțăm lucrurile? Da, eu cred că la ora actuală România trebuie să aibă o politică externă foarte clară, inclusiv în relațiile cu țările membre ale Uniunii Europene. Și vă spun acest lucru pentru că nu mai putem, eu am fost ani de zile am lucrat, nu mai acceptăm și nu cred că va trebui să accepte ca noi să fim puși la ușă, unul singur, și să nu ceilalți să facă ceea ce decid. Dacă nu se va ajunge într-adevăr la o, să spunem, o activitate la nivelul Uniunii Europene, chiar bătut cu pumnul în masă, sigur, delicat, nu chiar așa, vreau să vă spun că fără asta nu se poate. Gândiți-vă cu Schengen. Schengen nu este, practic, e o porcărie. Niciunde nu scrie, în niciun tratat al Uniunii Europene, nu scrie nimic despre Schengen în ceea ce avem noi în relațiile cu Uniunea Europeană. Și cu toate acestea se ridică tot timpul cineva. E așa un joc din ăsta foarte, foarte necinstit. La un moment dat nu vrea Franța, la un moment, ba da, după aia Germania, dar nu, după aia Olanda, după aia Austria și așa mai departe. Și până la urmă, lucrul este foarte simplu. Ce doare pe acești oameni ca să nu intrăm noi în Schengen? Și vă spun de ce. Pentru că la ora actuală, o serie importantă de comunități mari, de mari fabrici, uzine, vin spre zona noastră. Peste zona noastră o să treacă după aia până Turcia și până Asia. Dacă vedeți că sunt foarte multe care lucrează aici. România este o țară unde se lucrează cu anumite piese care se trimit în Occident și în Occident nu mai se prind șuruburile acolo. Asta este ceea ce se întâmplă. Iar pentru ceea ce ideea asta că nu, că nu se poate, o să vedem, o să mai vedem, e foarte gravă. Știți de ce? Este o presiune a sindicatelor din țările, din alte țări, din Franța, din altele, că le e frică să nu piardă locul de muncă. Asta este. Dar nu poți să lucrezi așa într-un sistem pe care trebuie să-l recunoaștem toți, că suntem, de fapt, da, o uniune. Nu să spuneați că avem nevoie de o politică externă clară. Păi eu zic că este foarte clară de acceptare ce ne spune Bruxelles. Deci noi spunem, ok, da, am înțeles, e clar, adică... E cel mai rău lucru că ne-am învățat până acum, în ultimii ani, cel puțin în 4-5 ani, nu fac altceva decât noi, ei, diplomații, și noi, toți care am făcut diplomație, nu mai ridică mâna sus, dar niciodată n-am văzut să blocheze ceva sau să spună nu sunt de acord, haideți să începem de nou să vedem care sunt lucrurile și să găsim soluții. Noi asta nu facem, pentru că ne este frică, pentru că nu avem probabil preocupare. Preocupările noastre sunt mai altele. Avem exemplu ăsta cu scandalul cerealelor ucrainiene, unde poziția României a fost de acceptare fără rezerve a propunerilor Bruxellesului, pe ideea, domne, o să aprecieze că am fost alături de ei, de Uniune, și nu au luat măsuri independent de celelalte țări, cum au făcut Polonia și Ungaria. Și nu știu dacă ne folosește această strategie. Noi pierdem, Polonia și Ungaria nu va pierde, toți oamenii, cetățenii lor, vor recunoaște acest lucru.
Și fiecare, să știți că dincolo, nu numai în cabinetele mari, dar oamenii de normal, dacă vă uitați cu, și cu Ucraina și cu alții, o să vedeți că oamenii sunt totuși mult mai speriați, să zicem, de ceea ce se face. Și noi nu facem nimică. Deci nu se poate să mergi ca o țară. Deci dacă nu, fă-o, domnule, fă-o o provincie sau altceva. Dar atât timp cât ești o țară, trebuie să ai capacitatea să stai la masă, să stai de vorbă cu toți și atunci când nu-ți convine ceva, să o spui clar și să blochezi și tu, cum fac alții, așa cum fac alții cu noi. Asta este. Asta e singura... Deci problema lor care este? Noi suntem o țară care are resurse... Încă mare. Mai are câte mare și are bune. Nu prea le mai exploatează. Nu mai avem chiar forța de muncă pe care o aveam, că s-au mai dus și prin alte țări. Avem pakistanezi mulți. Avem pakistanezi, avem și alții. Dar oricum, în România se lucrează. Oamenii muncesc. Nu toți. Ei, o parte dintre ei nu prea muncesc. Dar oricum, trebuie să fie făcut și lucrul acesta. Iar toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să fim respectați ca unul din membrii Uniunii Europene, indiferent cine ar fi și cine ar spune. Că suntem mai mari, că suntem mai mici, suntem a șaptea țară din punct de vedere economic în Uniunea Europeană, din 27. Vă dați seama, nu suntem totuși o țară de pe o uliță de undeva, de unde am venit. Deci asta ar trebui să găsim și noi și mai ales să o spunem foarte deschis. Nu, cum să vă spun, nu hotărât când încep să te bați cu unii sau cu alții. Nu despre asta este vorba. Este pur și simplu de a înțelege cum trebuie să funcționăm, da, și să ridicăm mâna când este și dacă nu este, spuneți că blocăm foarte noi și atunci să pună și ei de nou calul la o răută. Da. Uitați, noastră aveți o vastă experiență în diplomație, ați participat la nenumărate negocieri pe tot felul de dosare. Poate exista o victorie, să spunem, diplomatică într-o chestiune dacă populația, numele căreia porți acele negocieri, nu o percepe ca atare? Adică, cum ar fi în cazul ăsta, Schengen, se spune, dom'le, oamenii, faptul că noi ne-am comportat cum ne-am comportat este apreciat și în următorii ani o să vedeți rezultatele, dar toți românii sunt frustrați și umiliți de faptul că suntem ținuți în continuare la ușă. Poate exista o victorie în astfel de condiții? Sau ne amăgim? Nu există o asemenea victorie decât dacă ne punem într-adevăr și începem și noi să lucrăm pe partea cealaltă. Cum să spun, Austria nu vrea, ok, dar nici noi să nu mai vină nici ei cu OMV-ul. E simplu lucru, lucrurile sunt foarte simple. Nu înțeleg de ce doar ne jucăm așa, de la unul la altul se duce, spune, și știți că eu vreau, dar ceilalți, e cineva care nu vrea. Deci dacă nu facem aceste lucruri și ne ținem de ele, dacă rămânem în continuare numai în situația în care se fac promisiuni pentru noi, pe care niciodată nu s-au realizat în chestiunea cu Schengen-ul. Păi ne-au costat, să știți că noi am cheltuit bani mari pentru asigurarea frontierelor. Noi le securizăm frontierele. Securizatele sunt... Doar că sunt și frontierele lor securizate față de noi, încă. Și de aia din afară, care vin în afară. Dar vreau să vă spun că noi acolo am făcut cu un sistem de securizare care este făcut pur și simplu de către Franța și Germania și cu ceva din Italia, care au câștigat și noi am dat banii respectiv. A dat și Uniunea Europeană, dar marea majoritate noi am plătit, deci noi am făcut tot ceea ce trebuie. Iar în momentul, asta e granița de est și un pic de vest pe la, Iugoslavia, cum era, acum este Serbia și problemele, să zicem, că sunt altele, că nu e membru al Uniunii Europene. Dar în rest, ca să treci până Ungaria, prin Austria, prin toate țările, ar trebui să fie normal, o chestiune normală. Până nu vom ajunge la această normalitate și nu ne vom bate pentru această normalitate, atunci sigur că o să avem probleme complexe tot timpul. Uitați, un alt dosar care cel puțin, care nu-i de azi, de ieri, e de niște ani buni, dosarul Băstroie, cel puțin înainte de război,
pozițiile erau destul de clare. Adică toată lumea știa că suntem pe poziții adverse față de Ucraina și că sunt niște negocieri, niște tratative diplomatice să rezolvăm cumva dosarul. Acum avem războiul ăsta care a complicat îngrozitor lucrurile și deși noi suntem pe poziții adverse cu Ucraina, nu putem să ne manifestăm ca atare pentru că război și să nu contribuim și noi la agresiunea la care este supusă Ucraina. Cum se pot rezolva dosarele serioase în aceste condiții? Dosarele serioase nu se pot face, chiar dacă e război și, într-adevăr, e război și acolo, e conflict ce se mai da, discute. Nu contestă da. Nimeni. Se bombardează, se fug oamenii, mor, se distrug tot felul de lucruri, în fine. Dar ceea ce trebuie să facem trebuie să fie o chestie. Trebuie să existe întotdeauna o limită de cumpănare. Pentru că dacă te apuci să lucrezi pe noaptea, să draghezi bâstroie acolo ca să poți să faci mai, să trimiți mai multe vase cu cereale, asta nu este în regulă. Iar faptul că până la urmă nimeni din Uniunea Europeană n-a spus nimic, nici de la noi nu a spus de la nimeni, la un moment dat a spus domnul ministru al transporturilor, Grindeanu, dar în rest, nu asta e problema, că nu se poate. În primul rând trebuie să stai de vorbă cu el, dar suntem pe frontieră acolo, cu ucrainienii. Haideți să vedem, aveți interese, ok, hai că vedem și noi cum putem să le facem. Dar în același timp, nu trebuie să lăsăm în urmă pe cineva care noaptea sapă sau scoate adică ceva. Adică ziua negociem, noaptea săpăm. Da, așa. Ei, și mai mult decât atâta, trebuie să spun și foarte deschis. Este și afectează foarte greu asupra deltei Dunării. E cu totul altceva. Ea e, din partea noastră, este determinată ca fiind monument al naturii. UNESCO a declarat-o, că am declarat-o noi. Am declarat-o și o avem la UNESCO, deci o avem. Deci așa se face, se poate face. Sigur, și cu Ucraina și cu toate, dar nu trebuie făcute pe furiș, trebuie discutate deschis, fiecare să încercăm să ne ajutăm, dar fiecare să ne aibă și... Da, dar partenerul de discuție spune, lasă, nu, domnule, pace, că s-o ocupa cu războiul, nu merge de negocierile cu tine. Războiul, sigur, războiul este mai degrabă la zona estică a Ucrainei, pentru că dacă ați văzut... Da, dar le captează toată atenția. Da, e adevărat. Numai la Kiev n-a prea bombardat nimeni, să știți. Centralele nucleare nu s-au bombardat. Se folosește în continuare electricitatea. Vrei să faci ceva, dar se poate. Dar decât se vezi trecând 1,5 milioane de ucrainieni prin România, care probabil se mai duc în alte țări, unii stau pe aici, care îi plătim, ei, nu ar fi mai bine ca acești oameni să se ocupe și de problemele astea care sunt cu canalul Bâstroie sau cu altele și din partea lor și din partea noastră. Deci trebuie oricum făcut o curățenie. Sigur, nu-i momentul ăla acum cinstit, nu-i propice să îi pui la zid pe ei. Dar lucrurile astea vor trebui până la urmă să fie rezolvate. Pentru da, dacă ei profită de... momentul ăsta nepotrivit în care noi nu putem să fim cu ochii pe ei și sapă, ce facem? Și când se termină și ajunge la masa negocierilor, faptul e consumat. Mai avem și noi camioane și ce sapă ei. Noaptea putem să deversăm noi. Adevăr e că ne pricepem la asta. Aici nu avem o problemă. Domnule ministru, mai avem doar câteva minute și aș vrea să mai discutăm un subiect așa mai ușurel. Așteptăm zilele astea prima vizită a regelui Charles în România, în calitate de rege, dar... Nu-i de România. Acum. În România. Poftim? Nu-i de România. Nu, nu. În România. În România. Da. Și vizita însă este una privată. Ambasadorul Marii Britanii a menționat că din curtoazie regele se va întâlni cu președintele Iohannis, dar va fi o întâlnire privată, după care restul vizitei nu avem niciun fel de detalii, este o vizită privată. Și voiam să vă întreb care este diferența sau care ar fi fost diferența între această vizită privată care se va desfășura în felul acesta și o vizită oficială de stat a regelui Charles în România, în condițiile în care regele în Marea Britanie nu are niște prerogative executive, practic nu are deloc. Adică ce ar fi avut în plus o vizită oficială?
O vizită oficială, ca să vorbim așa direct cu cărțile pe masă, o vizită oficială când se face, întotdeauna ea trebuie să fie aranjată dinainte. Și ea înseamnă că trebuie, dacă ai o întâlnire oficială, trebuie să ai ceva, să ai o declarație, să ai un acord, să faci o înțelegere, să faci ceva. Nu poți să faci o vizită oficială doar că suntem, strângem mâinile la Cotroceni. Și facem o poză. Și facem o poză. Nu. Deci o vizită oficială înseamnă că este aranjată din timp, în orice caz, cu oamenii de specialitate. Fie că e vorba de domeniul economic, fie e vorba că e ce da, de politică. Da, domeniul economic, altceva. Regele nu are nicio treabă. Nu are nicio treabă, bineînțeles. Dar poate să semneze, să investească cu putere, să presupunem că pregătește guvernul niște, un tratat, un acord. Da, văd că le tot pregătește, dar deocamdată școlile sunt tot în grevă, așa că e foarte... Ce ați văzut? Da, sunt astea. Ați văzut, sunt foarte frumoase. Prințul Carol al III-lea este într-adevăr, a spus, eu am avut acum vreo 10 ani, cred că, am avut și acum 25 de ani cu maică să i-am văzut, oameni care sunt foarte așezați și foarte cumpătați, să știți. Mai mult însă, trebuie să spunem întotdeauna ceea ce este adevărat, și ceea ce este adevărat este că britanicilor le place și chiar trebuie să existe un rege. Pentru că sunt mai multe, e Scoția, e Țara Galilor, sunt toate astea, Irlanda, nu știu ce. Deci el a spus într-o discuție pe care am avut-o, a spus că bunica lui, străbunica lui, era din Transilvania. Și că este într-adevăr unul dintre el, Charles, Carol al III-lea, pe vremea era Carol numai, deci este într-adevăr un descendent care a pornit și din Transilvania. Și tocmai din această cauză îi face o plăcere deosebită să vină. Ați văzut că nu numai că a venit acolo într-o excursie. Asta l-a atras prima oară, dar i-a plăcut ce a găsit, probabil. Dar vedeți că la Viscri aici acum s-a ridicat tot satul respectiv. Se mai vin oameni care cumpără case, se zugrăvesc, ai asfalt, tot ce nu, vrei. Nu, ai asfalt n-avem, ai singura problemă și e gravă, dar într-adevăr, zona a cunoscut o dezvoltare, într-adevăr, fără precedent. Da. Asta vreau să spun că, indiferent că e privată sau nu, totuși e un semnal pozitiv pentru România. Uite, domnule, privată sau nu, regele a ales să meargă în România. De ce nu s-a dus în Bangladesh sau, nu știu, în altă... țara lumii. A venit aici, păi în România. Nu cred că era din Bangladesh bunica, străbunica, dar în România este. Niciodată să nu uitați, să credeți și dumneavoastră și pentru cei care sunt cu noi. Aduceți-vă aminte întotdeauna când a venit Papa Ioan Paul al II-lea în România. Și el a spus un lucru care este adevărat. România este grădina lui Dumnezeu. Deci, România este o țară extraordinară. De ce? Avem apă, avem păduri, avem aur, avem tot ce vreți dumneavoastră. Și cu toate acestea, nu întotdeauna ne merg treburile foarte bine. E, poate tocmai de-aia nu ne merg bine. Pentru că avem motive să ne invidieze alții, să râvnească alții la ce iar avem noi. Iar alții râvnesc și să uit și caută să folosească ceea ce avem noi și nu întotdeauna avem capacitatea să știm cum să le folosim. Că toată lumea cere să te jupuiască, dacă se poate, fără degeaba. Dar dacă asta nu ești tu capabil să pui piciorul în prag, atunci sigur că te va lua așa. Știți cum e? La cu cercul. A mai circulat și dumneavoastră. Dar știți cum e? După ce a devenit rege, lumea se întreba, mă rog, mai ales aici pe la noi, dat fiind că înainte prințul Charles, pe vremea aia, venea în România... dacă nu o dată pe an, măcar o dată la 2 ani, deci a avut nenumărate vizite, întreba, domnule, acum că a ajuns rege, oare va mai veni? Se da, pare că răspunsul că a mai venit. Este... A mai venit. Da, și eu zic că este măgulitor și pentru noi în general, că, mă rog, să ne tragem și noi un ce câștig din asta, dar în special pentru locuitorii din zonă, pentru că mai mult ca sigur va merge în acea parte și este un lucru pozitiv și cred că din punctul ăsta de vedere acum suntem un pic invidiați
de alții. Da, e adevărat. Și, într-adevăr, este o chestiune care trebuie înțeleasă, pentru că Marea Britanie, casa regală, are foarte multe legături, inclusiv cu ce am avut noi cu regele Mihai, cu nemții, cu grecii, cu toți. Este un fel de, cum să spun, network, un fel de nucleu al caselor regale, și cu Suedia și cu Danemarca și cu altele, toți sunt în relații cu casele astea, și sigur că dintre ele cea mai importantă este casa regală a Angliei. Acum, la final, pentru că ați făcut un pic mai devreme o referință, vreau să vă întreb, lăsăm la o parte toate dosarele astea de politică externă și revenim aici în actualitatea noastră fierbinte, care este opinia noastră despre cum decurge această grevă a profesorilor, sau mai bine zis, cum este ea tratată de autorități. Greva, na, vedem cum sunt consecvențe. De păcate, e foarte prost aranjată. Vă spun de ce. Aduceți-vă aminte, prima oară când au venit, a fost primul ministru, domnul Ciucă, a venit și i-a văzut. După ce au discutat și nu s-au întâlnit, l-a trimis pe domnul Budăi, domnul ministru Budăi. Păi domnul ministru Budăi este cu alte probleme, nu poate el să fie numai de educație și de cultură. Deci este o chestiune care nu înțelege nimeni. Cred că nu înțeleg nici cei care sunt în funcțiile respective, prim-ministri, miniștri, toți care sunt acolo, cred că nici ei nu știu ce pot să facă. După care avem, bineînțeles, pe toți cei care fac parte din sindicate și așa mai departe, e presiune. Și vreau să vă spun că o anumită parte, nu pot eu să spun că n-am instrumente statistice, să știți că profesorii, chiar așa, cu un salariu mult mai mic, care ar trebui să fie mult mai crescut, totuși încearcă să facă câte ceva. Dar, după părerea mea, e un lucru foarte grav. Am și eu doi nepoți. Poți să închizi anul și să mai faci o dată anul pentru că nu ai putut găsi o soluție? Ei, asta înseamnă, după părerea mea, că suntem neputincioși. Ori dacă ești neputincios, du-te, fratele meu, și vezi de treaba ta și poate hai să găsim pe cineva mai bun care să încerce să găsească o soluție. Pentru că dacă vorbim ceva de România, pentru mine sunt două lucruri care sunt fundamentale. Educația, care trebuie neapărat, și doi, sănătatea. Astea două sunt. Păi dacă nu ești educat, nu știi ce să faci, iar dacă nu ești sănătos, nu poți să lucrezi. Deci astea sunt lucruri elementare, care nu e ceva o găselniță a mea cu... nici măcar n-am nimica cu sindicatele profesorilor. Dar chiar, într-adevăr, nu pot să accept ideea ca săptămâni de zile să nu găsești o soluție, pentru că, să știți, nici profesorii nu sunt plecați cu capul de acasă, nici... Dar ceilalți care sunt în guvern, cred că de multe ori au plecat cu capul pe acasă. Au fost azi niște declarații ale doamnei ministru Deca, care spunea că deocamdată nu se pune problema nici a înghețării anului, au început înscriere la bacalaureat, deci încă situația pare sub control. Dar vă întreb, dacă cumva mai trece încă o săptămână și lucrurile nu se rezolvă și se prelungește și într-adevăr va fi pusă sub semnul întrebării finalizarea anului școlar și examenele de bacalaureat și de capacitate, credeți că ăsta este un motiv suficient de puternic pentru ca guvernul să plece? Știți cum e? Vedeți că e o cârpăceală din asta între PSD și PNL. Și acum pe ei interesează mai mult bătăliile pentru a ocupa posturile ministeriale și secretarii de greva stat. Greva s-a pus bețe rotativă, ca să folosim o expresie. Și până la urmă, vedeți că ce se ajunge. Până la urmă, că deși s-a bătut palma, totuși, cu PSD-ul, cu PNL-ul. Foarte clar. Toată lumea știa că vine rotativa. Dar după care a venit primul ministru, domnul Ciucă, și a spus, vineri îl depun. Și după aceea n-a mai depus-o și a rămas. Dar nu... Chiar și în politică trebuie să ai un minimum de obraz atunci când faci ceva sau când strângi mâna cuiva. Dacă asta nu ai învățat, e foarte rău.
Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în seara asta la emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. La ora 8 vine Robert Turcescu la Metropola TV. Ne revedem mâine seară de la ora 19. Până atunci, toate cele bune!